Bine v-am regăsit, oameni buni! Salut, dragi tineri studioși! Mi-ați reproșat că dau perle doar din activitatea elevilor. M-am ferit să dau doar perle doar la limba română. Am dat și perle de la alte obiecte. Astăzi, însă, vin cu perle de ale profesorilor, că și ei, bieții, se încurcă atunci când vă predau, dragi elevi, lecțiile. Dar pentru că am astăzi o colecție de mare haz, încep. Evident, hazul acesta constă în spiritul de mahala, să ne înțelegem foarte bine, nu în spiritul academic, pe care l-aș dori eu la clasă, dar, din păcate, nu întotdeauna academia e prezentă în activitatea de la clasă, da? Scuzați, uneori limbajul poate deplasat. Ia-mi-o, trage-mi-o și pe o parte și pe alta și pune-mi-o pe catedră. Eu era vorba de o foaie de hârtie, nu de altceva. Eu nu văd acum de ce să stau cu cracii în sus dacă eu nu mi-am terminat treaba. Ei, ca să vedeți. Pe asta o face morală. Fundul oceanului e neregulat. Virgula este o întrerupere de sarcină. Ia ieși la tablă și hai să o facem. Eu mă chinui să o fac cu mâna la tablă și nimeni nu vrea să se uite. Anotimpurile sunt date de învârtirea soarelui. Cei mai mulți au o notă. Majoritatea au două. Ați remarcat, cei mai mulți, și apoi uită că a spus cei mai mulți și zice majoritatea, ca și cum majoritatea nu ar însemna tot la fel. Sunt elevi absenți în clasă? Stăm lângă o reacție până când are loc. Pune mâna și gândește-te. Vreau să-l termin pe Ștefan cel Mare ora asta. Vorbește în radiani. Treci la tablă și predă tu lecția dacă ești prost. Enervează-mă afară, nu aici. Asta e vreme de umblat în mâneca goală? Racheta Sol-Sol care zboară pe pământ. Gard în gard cu zidul cimitirului. Strângeți puțin geamurile ca să aud mai bine. Și-a dat vreo 10 lați în ușă. Eu știu că ești prost, dar nici chiar așa să te iei după mine. Dacă v-ați fi uitat aseară la familia Bandi, astăzi n-ați mai fi arătat atât de proști. Măcar eu nu arăt. Nu mai molfăi guma că îmi clănțăne creierii. Nu contează că canibalul l-a ucis pe om, ci de ce îi era foame canibalului.
Datorită pe drumul parcurs, ați remarcat, citesc doar lucrurile care mi-au atras atenția. Nu mai dau toată fraza ca să vă pot da cât mai multe. Sorin, tu ești un element perturbator. În cartea nouă, teoremele sunt ceva mai îmbâxite decât în cartea veche. În timpul iernii, la plante le cad organele. Oamenii au renunțat la traiul aerian și au coborât din copaci pe pământ. Nu puteți să mă înșelați pe mine personal, deoarece am viziunea foarte clară. Stai pe pământ și habar n-ai ce se întâmplă în cosmos vis-a-vis de tine. Puneți-mi și voi o întrebare. O întrebare deșteaptă. Ca de pildă, de ce nu pică luna în capul meu? Azi, uitați-vă la mine, că n-am mulajul. Hai, fricosule, sar pe capră, că eu fac asta de ani de zile și așa mă țin în formă. Vă puteți gândi la ornitorinc ca la o rață mamiferă, copii. Dacă vrei să o faci pe maimuța, treci aici, în locul meu. Între corpul tău și pământ, domnișoară elevă, există o atracție fatală. Nu mai scrieți cu voce tare, că îi deranjați pe cei care scriu în gând. Scuzați, vă rog. Avem un cerc de formă rotundă. Tași din gură și povestește mai departe. Cine se simte prost, să vină lângă mine. Tu, un bou de 18 ani, te pui cu unul ca mine? Bă, și dacă sunteți imbecili și n-aveți ținere de minte, luați-vă dracu un carnețel și notați în el. Uite, eu am vreo două. Mă opresc aici, oameni buni. Mă bucur că v-am distrat. V-am mai adus o clipă de bună dispoziție, că așa vorbind numai despre greșeli, sigur, până la urmă o să vă supărați pe mine, dar asta este. Nu uitați, critici, observații, alte greșeli pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor, pa, dragi copii!